Bună seara, doamnelor și domnilor, în emisie directă, Reflectorul Analitic. În această seară ne-am propus să discutăm, precum era și evident, despre ședința Parlamentului care s-a desfășurat pe parcursul acestei zile. Vom încerca să aflăm care este poziția invitaților prezenți în studio. Este vorba de Valentin Beniuc, profesor universitar, rector Irim. Bună seara și bine ați venit. Bună seara. Și a domnului Corneliu Ciurea, analist politic. Bună seara și bine ați venit la Reflectorul Analitic. Spuneam că vom încerca să vedem care au fost așteptările de la această primă ședință a noului Parlament și în ce măsură s-au realizat aceste așteptări. Domnule Beniu, spuneți-mi, vă rog, ați urmărit probabil cu foarte mult interes ședința Parlamentului și, pornind de la faptul că au apărut noi actori politici pe ieșicherul din țara noastră, ce alte accente v-au mai surprins? După aceea, procedem propriu-zis la esența care a fost discutată acolo, vă rog acțiunea lui Tauber. Da? Nu surprins. A fost ceva ieșit din comun. <laughs> da, eu glumesc, e clar că chestia de este și o să mai fie, dar ăștia fiind pentru prima dată în Parlament, au găsit și o acțiune, așa, una mai originală. Bine, dar... <clears throat> pentru cei care cunosc bucătăria parlamentară, cred că nu s-au așteptat la prea multe, dar la exact cei ce s-a petrecut. Da. Prima ședință, cei care s-au înțeles de acasă și au făcut lecția, au prezentat fracțiunile, președinții fracțiunilor. Iată, anticipați întrebarea mea. Nu avem o fracțiune până la această oră, cel puțin nu a fost făcută publică. Nu, mă rog. Nu mă refer este, la cei de la acum. Nu este nici târziu. Cred că ei sunt în, în, în discuție acum, cei de la acum, să facă două fracțiuni sau să facă o singură fracțiune, pentru că a declarat doar în campania electorală că noi suntem uniți, noi suntem unitari, noi suntem un tot întreg, aceste declarați. declarații. Acum a venit momentul adevărului când trebuie să demonstrezi cine sunt, cine sunt ei, să, cine ești tu, să demonstrezi, am în vedere. În sensul ăsta, mă rog, eu mi-aduc aminte, erau discuții și pentru două fracțiuni, chiar cineva din analiștii politici, da, dar uh, și din interior deci da, că ar fi bine să faceți două fracțiuni pentru că, mă rog, acum se vede că lucrurile s-au mai schimbat, era o perioadă înainte de prima ședință când se discuta că nu este bine două fracțiuni, ar trebui iarăși să, iar, să rămânem uniți și așa mai departe, dar uh, blocurile sunt, uh, au un caracter preelectoral, iar, iar uh, alianțele post-electoral. Alianțele se fac pentru a crea ce? La urma urmei, guvernul. guvernul. Iar blocurile dispar. Deci ei, dacă rămân uniți așa, ei rămân în bloc. Ceea ce nu este firesc pentru un, un, parlament. Asta e pe de o parte. Pe de alta, vedeți dumneavoastră, dacă noi suntem, dar noi suntem europeni, deci noi suntem în Europa, noi împărtășim valorile care, care le cunoaștem încă din cărțile de istorie, din școală și de pe da? Universitare, și așa mai departe, noi știm ce este uh, Europa, uh, cea a belică în speță. Da? Când, uh, când țările parlamentare și uh, pentru țările parlamentare, pentru parlamentare din țările respective, cum ar fi, de exemplu, Italia, Germania, cum ar fi, de exemplu, uh, f, uh, Belgia și așa mai departe, șir de țări. Pentru ei este un lucru feresc, ca să intri în discuție, să faci coaliții, să torni guvernul și să mergi mai departe la realizarea uh, proiectelor uh, uh, sociale. Deci, aici de la acum n au fost gata pentru, încă nu sunt gata pentru așa ceva. Asta era de așteptat. De altă parte, lumea, evident, electo electoratul nostru drag, poporul, truditor și oprimat, așteptau mai multe. De ce? Pentru că au obosit. Au obosit strașnic în perioada asta a luptelor electorale și el pentru, uh, pentru noi, electoratul, el este la nesfârșit. Da. Pentru că urmează să se rezolve multe probleme ce ține de viața și activitatea noastră. Da, domnule Ciurea. Cei care s-au dat în spectacol au fost până la urmă reprezentanții partidului Șor, pentru că au venit cu un parasolar, spuneau că se protejează de cei care sunt afectați de fapt de Mercur, sau otrăviți de Mercur. Eu vreau să rămânem în albia pregătirii pentru această primă ședință și să vă întreb, am putea cataloga că reprezentanții, nu știu, Partidului Șor au venit cu tema făcută de acasă, pentru că doar ei au venit cu un nume, cel puțin declarativ, care ar putea fi următorul candidat pentru funcția de prim-ministru? Sau sunt vorbe care, până la urmă, nu și găsesc ancorare în realitatea politică? Cum calificați? Un Partidul Șor, care este cea mai mică fracțiune parlamentară și, de fapt, da. cu cea mai mică reprezentanță, poate să facă declarații mai mult sau mai puțin irresponsabile, pentru că nu au deplătit plătit nicio vamă. Nu sunt în, la figurat, direct, Nu, da. nu contează foarte mult în această ecuație. Ei pot să conteze la un moment dat, dar totuși mai mult ca o anexă, deși negocierile și în cazul atragerii partidului ușor într-o coaliție majoritară, probabil nu vor fi simple. Însă, în această calitate, totuși, preliminare de anexă, Partidul ușor și, în același timp, un partid fără ideologii, un partid uh, fără un profil politic foarte clar, uh, decide să se dea în spectacol pentru că, de fapt, astea sunt așteptările față de acest partid: showuri, uh, teatralizări și ajutoare sociale de amploare, așa cum au Dar au făcut și niște promisiuni, dezvoltarea colcozurilor medicamente gratuite, păi, modificarea legii cu privire la sistemul de pensii. Păi da, dar atâta timp cât tu nu contezi, aceste promisiuni sunt promisiuni, declarații. Da, declarații, sunt promisiuni făcute așa de dragul unor uh, avant avantaje politice electorale. Nu sunt promisiuni sprijinite de uh, niște premize pre speciale. Din această cauză, premize serioase. Și din această cauză am văzut o pe Marina Tauber așa făcând spectacol uh, cu acest scut da. Apropo, scutul era îndreptat împotriva opoziției, deci tot cumva simbolizând pericolele care vin, nu atât din partea guvernării, nu atât din partea celui mai mare partid din țară, Partidul Socialiștilor, dar din partea acestor, acestui bloc acum. Ce, ce probabil înseamnă că banina Tauber s-a referit, noi n-am auzit ce a spus ea, era interesant totuși dacă domnul Smirnov o lăsa să vorbească pentru că n-am deslușit care sunt principalele capete de acuzare împotriva lui Năstase, dar probabil e vorba de niște regulări de conturi, de niște discuții mărunte care au loc între aceste partide și supărări personale pentru că Tauber este vizat, a fost vizat în mod direct, ea a câștigat raport, primăria nu știu care raport, dar primăria a fost câștigată de ea la Norhei și la Jora de Mijloc și atunci a fost contestată vehement de către blocul acum. Bun, atunci erau două partide de pas și da. Urmează ca să-și depună mandatul de deputat ambii, când, când zic ambii mă refer și la Șor și la Tauber în favoarea celui de deputat. După aceea vreau să aflu și punctul Eu de Eu cred vedere. că da, asta și-au dorit, au ajuns din politicieni de tale regională, au devenit politicieni de talie națională, trebuie să recunoaștem. Bun, Șora a și fost politician de și Tauber a fost, dar acum s-a produs oficializarea acestei ipostaze a lor, uh, ei în mod... Uh, Declarat în mod oficial, au pășit din categoria polițienilor de rangul 2 în cea de primă clasă, și în aceste condiții, sigur că vor renunța la mandatele lor, spre regretul, aș spune și de aici pot, pot să înceapă și problemele pentru această formațiune politică, spre regretul celor care au investit multe speranțe în ei. Vorba de locuitorii orașului Orhei și locuitorii satului Jora de Mijloc. Citesc din declarația dânsei pe parcursul zilei de astăzi, cerem anularea imunității deputaților. Noi am venit nu am venit în Parlament pentru astfel de beneficii cum ne acuzau unii. De aceea vă întrebam legat de imunitate și legat de uh, mandatul da, de da. deputat propriu-zis. Totuși eu nu cred că da. imunitatea parlamentară îi ajută foarte mult. Am văzut situații în care și un fost prim-ministru putea să fie lipsit de imunitate în doi timp și trei mișcări în cazul în care există o voință politică. Da, uh, Domnule Beniuc, întrebare simplă dar probabil cu context destul de larg. Ce se întâmplă la acum? Există o fisură? Unde este Maia Sandu? S-au tot întrebat și colegii mei de, de Condei pe parcursul zilei de astăzi, dar și unii politicieni. Apare acea fisură pe care mulți analiști politici vorbeau de ea încă din timpul campaniei electorale? Da, de la Râs, de la bucurie până la Plâns e doar o șchioapă. O, o mișcare și te-ai pomenit în zona Plânsului. Deci am impresia că cei de la acum, când au obținut aceste 26 de mandate, mandate erau fericiți și chiar erau fericiți. Și asta denotă faptul că nu se așteptau la un asemenea bun rezultat. Dar asta este rezultatul obținut. Și după care încep treburile de fiecare zi. Dar nefericirea liberal liberalilor pentru toți liberale, inclusiv pentru cei din Moldova, pe parcursul istoriei, e, ei se dau uh, în, uh, în cei mai deștepți. Iată, între ei este concurența asta cine este cel mai uh, deștept, cine este cel mai lucid, cine este cel mai plăcut auditoriului și așa mai departe. Concurența asta îi face ca să ca să, să ca până la urmă -aibă de să se dea cu punct, da, și să se desparte. În sensul ăsta, cred că cele două partide, cele două partide, da, platforma, da și pas, până la urmă se vor schizma în, în, în diferite formațiuni, pentru că această concurență lăuntrică îi va face să facă pasul ăsta, gândesc eu. Pe de altă parte, această formațiune, în totalitate ei nu au fost și nu sunt gata pentru a participa la guvernarea țării. În primul rând, nu au experiența cuvenită și oamenii conștientizează acest lucru, uh, experiența de uh, activitate parlamentară, dar și guvernamentală, evident. Uh, uh, deci. Și atunci și, ei urmează și, să se plaseze în opoziție, așa cum declarau? Și în sensul ăsta. Ei consideră că le e convenabil ca să fie în opoziție, să acumuleze experiența respectivă. Majoritatea lor sunt tineri. Patru ani de zile, deci, gândesc ei probabil că, dacă facem o cartare cognitivă așa în, în capul lor, atunci ei gândesc că în patru ani de zile vor acumula experiență și se vor lansa mult mai serios în următoarele alegeri și așa mai departe. Dar principalul că ei nu sunt gata spre, spre ea să, să participe la guvernarea țării. Motivând prin diferit cu asta, nu vreau, păi dacă noi suntem europeni și am vrut Republica Parlamentară, iată Republica Parlamentară, imediat, presupune negocieri pentru formarea Guvernului. Și arta compromisului. Da. În caz contrar, exact, în caz contrar. Noi avem ca rezultat un fel de politică de mahala. Cu asta nu vorbesc, că mi-a spus cândva la o clacă și cu asta tot nu vorbesc, că asta nu e din gospodare, dar asta în genere e zdrențuit și nu știu cum și așa mai departe. Asta este politică de mahala. Adică nu se pune, nu mai contează și pentru acum chiar nu contează nevoile țării. Ori țara se află, Moldova noastră se află într-o situație extrem de complicată. Oamenii propășesc în sărăcie, progresează cu ghilimele de rigoare în sărăcie, satele se risipesc, sistemele sociale se risipesc, au stopat lifturile sociale, nu, mai, nu, se mai dezvoltă nimic, pleacă lumea din țara noastră, știm de chestiunea asta. Iată, toate este în ansamblu, ei sunt capabili doar să stoarcă lacrimi și destul de, de, de frumos o fac, că iată, țărișoara noastră și mai departe. Puneți umărul și scoateți-o din uh, această mocirlă. Până la unul ei nu manifestă capacitate și nici voință. Da. Domnule Ciurea, astăzi, iată, după uh, ședința Parlamentului, cei de la uh, Acum au uh, făcut o conferință de presă și vizionând această conferință de presă, ți se crea impresia că uh, Andrei Năstas este singurul lider al celor care au acces în Parlament în baza acestui bloc. Spuneam ceva mai devreme, Maia Sandu și Mihai Păpșoi, liderii PAS, de fapt nu au fost. Gurile rele zic că ar exista divergențe. Cum ați vedea dumneavoastră? Este o explicație? Da, se vorbește despre faptul că există divergențe, dar eu nu le-aș numi divergențe, pentru că noi, în virtutea inerției, continuăm să numim polițienii de dreapta, să-i grupăm în, în, spunându-le că fac parte din blocul acum, dar este foarte clar că blocul acum este pe cale de a dispărea. Chiar dacă astăzi Năstase în Parlament a spus că da. blocul acum rămâne unit. Dar, în mod normal, aceste două formațiuni politice, platforma Da și PAS, trebuie să-și redefinească. Comportamentul politic reșind din faptul că au intrat în Parlament. Și aici cu se schimbă. Și în mod normal, de altfel asta a fost consfințit și în regulamentul blocului acum, vor exista, probabil vor exista, deci blocul acum se desfințează și probabil vor exista două fracțiuni politice. Și blocul acum are două probleme majore. Da. Primul, așa numitul bloc acum, prima este cum oficiem divorțul în cadrul Parlamentului, în condițiile în care există solicitări destul de puternice care vin din sânul societății civile de a păstra unitatea blocului, dar este clar că aceste două formațiuni sunt diferite. PAS este mai ideologizat, aș spune așa, mai fidel principiilor, încă mai crede în niște idealuri, platforma, da, este mai pragmatică, este probabil mult mai bine. Este mai bine dotată financiar și susținută din umbră de clanuri oligarhice. Deci, în mod normal, aceste două formațiuni politice nu prea pot convețui în blocul acum. În pas sunt mai mulți intelectuali, în platforma, da, oameni cu anumite interese politice, oarecum da. poate chiar legitime. Deci, în aceste condiții, este normal să se producă acest divorț, dar divorțul în politică nu poți să l faci. Ca Tom și în viață, Tom așa Tom. deschis, fără nicio problemă, pentru că trebuie să-l explici. De unde să vrea să trebuie să explici lor, părinților, aici trebuie să explici alegătorilor de ce o faci. Alegătorii lor care au votat blocul acum, ei n-au votat cele două formații politice. Asta este prima problemă majoră. e firesc apare și e problema aceste, acestor două formațiuni politice, cum vor gestiona. Am văzut că ei au cerut, au solicitat o amânare. Nastas a spus că mai au timp, într-adevăr prevăzut de legislație, să discute acest subiect în senul blocului. Și a doua problemă majoră este distribuirea membrilor societății civile. Sunt vreo 5-6 oameni care nu sunt membri de partid și aici este important cine va, fi, cine va avea o fracțiune mai mare. Năstase are mai puțin deputați decât Maia Sandu. În mod normal, el ar vrea să-i atragă pe cei din societate civilă la el ca să o egaleze ca număr pentru ca în cadrul opoziției să fie Proporțele totuși... să fie, uh, câte da, câte să păstreze proporții, să fie oarecum comensurabil cu cealaltă forță. Să nu fie tratat ca o forță mai mică de opoziție pentru că ei totuși vor să fie în opoziție. Maia Sandu, evident, nu prea este de acord cu asta și posibil există o tentație mai mare a unor reprezentanți ai societății civile să meargă spre Maia Sandu. Și aceste lucruri trebuie să fie discutate. Eu nu zic că asta este primiza unui război în cadrul așa numitul bloc acum. Dar sunt niște probleme reale care trebuie să fie rezolvate și e nevoie de înțelepciune și cumpătare politică în moderație ca să poți să le discuți. Sunt ei capabili sau nu? Iată, domnul Veniuc spune că ei nu sunt gata, nu sunt gata pentru a face guvernare, ei sunt noi în politică. S-ar putea să se ciocnească de probleme de acest gen în a gestiona niște probleme politice, pentru că ei nu sunt politicieni, ei abia sunt politicieni în devenire. Și Beniu, în cadrul ședinței de astăzi a Parlamentului, a venit cu un discurs și președintele țării, Igor Dodon, care îndemna ca toți cei care au acces în Parlament să se așeze la masa negocierilor și să discute ceea ce urmează să fie întreprins. Vreau să vă întreb, pornind de la mesajul pe care l-a transmis președintele Dodon, ajung la o teză foarte interesantă, făcută iarăși publică pe parcursul zilei de astăzi. O structură a Parlamentului și a studiilor acestor oameni care au ajuns să ne reprezinte, toți deputații au studii superioare, zic datele oficiale. În contextul ăsta vreau să ajungem să vorbim despre maturitate politică, ceea ce deseori și în acest studiu constatam că este o carență a clasiei noastre politice. Vreau să vorbesc despre modul în care urmează să se așeze la masa negocierilor și dacă lucrul ăsta reprezintă, nu știu, un, un favor pentru noi, cei care urmează să, să culegem roadele a ceea ce urmează ei să realizeze. Haideți să pornim de la mesajul președintelui și ajungem la studii. Vă rog. Da. Deci într adevăr noi ne dorim electoratul, ne dorim ca structurile guvernamentale, parlamentul să fie să fie unul destul de hai să spunem așa avansat în ceea ce privește în ceea ce privește cultura politică. generală, inclusiv cultura politică, să ne reprezinte frumos și noi iubim chestiunea asta. Noi moldoveni iubim cu uite, 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 să uite, ne să da, uite cât de frumos așa. Noi asta ne dorim și este fericit și este bine. Pentru că eu mă aduc aminte în parlamentele anterioare, nu vreau să dau o nume, că da. nu are niciun rost, vreau să zic se scrie acolo în listă, de exemplu, șofer politolog, tractorist, încă nu știu ce e acolo. Erau chestiuni din început care trezeau zâmbet și, mă rog, acum este bine că toți sunt cu studii superioare. Dar, Fiecare al treilea este jurist. Dar uitați-vă ce asta. Asta nu presupune imediat că ei sunt profesioniști și cunosc a, a, activitatea Parlamentului a, și în genere a politicului. Iată, cu părerii de rău, la noi, pe capul nostru, vin acești noi, acești începători sau cu niște aptitudini, nu chiar cele mai bune și apucători, nu chiar, chiar dacă are experiență. Și atunci noi ne bucurăm, îl urmărim, uite, a crescut. Uite el cum vorbește. Eu țin minte în parlamentul iarăși de la început, în da, se spunea, urmăream că am purces la activitatea respectivă sau încă niște chestiuni cu Uite Niște băi, nu știe a vorbi, acum de-a mă, de mă, iată... progres. Da, faci progres și noi ne bucurăm de lucrul ăsta. Asta ne sustrăgea toată atenția de la esențial la chestia cum ăsta propășește în, în vocabularul lui parlamentar. Și, deci, nu ne trebuiește, nu ne multe. Iată, aici eu vreau să ating o chestiune. Vă rog, -te. Și eu aș vrea ca să se împace lucrurile în țara asta, ea, din perspectiva necesităților mele profesioniste, hai să, sau a viziunii mele pe care eu, prin care eu mă îndeletnicez zi cu zi. Da? Eu aș vrea ca în Moldova asta să existe un centru de pregătire și universitară, dar și continuă, a celor care administrează situații fie în politica internă, fie în politica externă, fie în administrarea publică, fie în conducerea statului. Deci, centrul ăsta trebuie să pregătească în mod, în mod direcționat, foarte profund, foarte serios, cu cheltuielile respective, cu invitarea unor oameni care -ar aduce noi forme de de administrare, de gândire, de abordare și așa mai departe. Iată, eu aș vrea să se împace lucrurile și conducătorii care vor deveni să conducă țara asta imediat, acum în trei luni de zile, oricând, să toarne un centru universitar foarte serios în privința asta. Ori noi de fiecare dată o să ne bucurăm că uite, ăsta au început să vorbească mai frumușel și însușește noi cuvinte, decât noi să avem profesioniști bine pregătiți și aici vor începe să funcționeze și lifturile sociale. Uitați-vă Rusia, pentru că ea mai este pe ecrane la noi în ziare și așa mai departe și lucrurile astea sunt puse de mult în Occident, da, Dar aici noi în viu vedem cum funcționează, încep să funcționeze, funcționeze lifturile SSL. Prin ce? Prin liderii care sunt educați, formați. Iată. Domnule Cerea, din discursul domnului președinte de astăzi, din Parlament, am extras un termen pe care îl consider cel puțin relevant. Este vorba de transfugi. Dânsul spunea că nu ar accepta anumite chestiuni legate de formarea unui, unui guvern votat de Transfugi. Mă duce cu gândul către acum, nu știu de ce, Volens-Nolens, pentru că ei cel puțin nu și-au anunțat fracțiunea propriu-zisă. Se, se negociază sau s-a negociat, a cumpăra, iau unghiile mele de rugoare, deputați. Bun. Este întâmplătoare această afirmație a șefului statului? Evident că nu. Președintele Dodon nu a făcut nimic altceva decât să reia un vechi, un gând mai vechi pe da. care l-a expus și imediat după alegeri, că va consvenți sau va susține o majoritate parlamentară, dar care este compusă din partide. Nu din uh, politicieni, deputați izolați. Da. Și a transmis un semnal. Nu știu, dumneavoastră vă gândiți mai mult la blocul acum. Eu mă gândesc și la Partidul Socialiștilor, uh, care este o formațiune politică dragă, totuși, sufletului președintelui. Uh, Domnul Dodon, cumva vrea să spună că nu va accepta o majoritate parlamentară oficializată cu un guvern pe, creat din uh, Partidul Democrat, ce mai fi acolo, și deputați extrași din Partidul Socialiștilor fără ca să existe o susținere politică a socialiștilor. Păi imediat după alegeri dân și ne asigurau că au semnat și o, nu știu cum se zic, o scrisoare prin care se angajau ca să nu părăsească partidul, ci să depună mandatul în care... Sau e, e vorba scris... mai mult de o chestiune simbolică? Nu, nu e simbolic, că, sigur este important să semne scrisoare, dar cea mai importantă scrisoare pe care o puteau ei alcătui este cea de astăzi. Ei, toți socialiștii, și cei din uh, democrație, dar mă refer acum la socialiști, au constituit o fracțiune parlamentară. Deci, ei toți au semnat că fac parte din uh, fracțiunea socialiștilor. Asta însemnând că, în cazul în care vor fi tentați să treacă într-o altă zonă, de exemplu, în zona uh, deputaților independenți sau alt, să creeze un grup parlamentar izolat, ei vor trebui să Asta înseamnă plecarea din deja constituita fracțiune parlamentară socialiștilor într-o altă zonă. Și în aceste condiții, de fapt, toți cei 35 de deputați socialiști, astăzi, solemn, au subscris idei că rămân la, la soi. Probabil la ei s-a referit mai mult domnul președinte, pentru că îl interesează mai mult totuși soarta Partidului Socialiștilor. Ce își vrește blocul acum? Nu cred că domnul Dodon este foarte preocupat de ce ce va face. Ce vor face aceste două formațiuni politice, pentru că e treaba lor. Bun, oricum, ei sunt în opoziție și deocamdată nu manifestă dorință de a crea o majoritate parlamentară. Deci, ei astăzi singuri au ieșit din joc și nu prea contează. Și de aceea, sigur că mesajul este, înainte de toate, adresat propriilor socialiști. Țineți păstrați rândurile, rămâneți o totalitate. R rămâneți în alineament, nu plecați, nu părăsiți rândurile. Domnule Beniu, că chiar în marți, în cadrul emisiunii Reflector Analitic, discutam despre ceea ce numim negocierile în formarea viitorului guvern și aici unul din analiști ne asigura despre dualitatea acestor negocieri, partea văzută și partea nevăzută și ne asigura că partea nevăzută rămâne a fi uneori decisivă. Haideți să, să, continuăm acest gând legat iată și de ceea ce s-a întâmplat astăzi în Parlament și să ne ziceți legat de transfugi. Ce uh, fracțiuni sau ce partide uh, riscă să cadă în această uh, plasă? Vor încerca iarăși democrații, pentru că ei uh, sunt cei care au ademenit. Au o experiență foarte bogată. Deci, dacă să brutalizez uh, mesajul meu, mai puțin da. diplomatic, să-l să aranjez așa. Deci, noi înțelegem și noi, studio și toată lumea, da. uh, politicienii cu atât mai mult, lucrurile este să facă. Uh, să cu oamenii, nu pur și simplu că să demenesc. Pentru o idee, pentru un... Asta ea. <coughs> La bază stau lucruri de-a dreptul urâte. Deci, un deputat da. este ademenit prin niște foloase servicii, atitudini mai alese, mai deosebite și așa mai departe. Și cu părere de rău, chiar după imediat, după ce s-au terminat alegerile, cu părere de rău, din anturajul Partidului Democrat, Oamenii pe care eu îi estimez evident, pentru că sunt analiști buni, dar și simpatizați a Partidului Democrat, deci într-o manieră așa foarte legeră vorbeau despre a invita în mele, membrii altor partide pentru a face această coaliție. Deci lucrul se spunea mult mai brutal decât eu vorbesc acum. Da, ea ca noi, eu mă aduce la noi așa ea, dar de ce nu? Cineva chiar spunea despre niște foloase, dar de ce nu? Dar de ce nu? Va avea grijă de el, de familia lui, nu știu ce și mai... Analiști politici. În sensul ăsta, lucrurile nu arată atât de, de bine. Miroase urât, miroase urât. Bine, dar și Partidul Democrat are nevoie de o legitimitate mai profundă, mai serioasă, mai stimabilă și așa mai departe. Pentru că dacă se fac se fac coaliții interfracționale, între fracțiuni, partii de fracțiuni, atunci lucrurile stau mai europenești, mai omenești. Deci, mult mai, mai bine. Și legitimitatea în sensul ăsta este una mai, 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 mai serioasă. Dar dacă se sustrag, se invită în mod presant sau prin dosare, sau prin bani, sau prin alte metode și așa mai departe. Noi am trecut prin asta. Nu trebuie să ne ascundem după lege. Atunci legitimitatea PD-ului va scădea brusc și în sensul ăsta el va avea oponesul nu doar aici în țară, dar și psihotare. Pe Pentru că, bine, bine, noi mergem în Europa, acolo ne sfătuim, de acolo mai cerem ajutoare, mai nu știu ce și așa mai departe și atunci lucrurile astea vor fi vor fi puse, cum s-ar spune, cap la cap. Cap la cap. Și, doamne, voi nu sunteți serioși. Deci, da. noi vă vrem, noi vrem asta. Moldova nu este invitată pentru niște uh, integrări profunde și aderări la Uniunea Europeană. Moldova este invitată ca să fie stabilă aici. Aici să fie stabilă. Uniunea Europeană vrea stabilitate în Europa, și pentru, nu numai în Moldova, dar uh, pentru toți vecinii să fie stabili. Pentru că stabilitatea de aici, de la, de la, periferie, contează pentru stabilitatea în cadrul Uniunii Europene. Da, domnule Benic, eu ascultându-mă, mă gândeam la, o, la un posibil scenariu, nu știu. Spuneți-mi, vă cât e, iarăși de real ar fi, nu știu, o alianță între PSRM acum uhum. și acest colos numit PD să treacă în opoziție. S-ar găsi limbaj comun de ambele uh, uh, PSRM acum, așa. ca să formeze guvernul și uh -huh. să trimită PD-ul în opoziție. E un scenariu real? E un scenariu interesant. El a fost mult discutat da. și iarăși, mă rog, el a fost pe limba analiștilor și analiști. Noi avem analiști foarte buni, eu nu sunt din tagma lor, da. dar ei sunt foarte profunzi, urmăresc și din alte... Țări și așa mai departe, noi avem analiști foarte buni. O parte din ei au propus ideea asta pentru acum, ca să facă o coaliție situațională, cum au numit-o, pentru oarecare perioadă de timp și așa mai departe, ca să dea jos pe deu cu toată influența lui pe care o are și ei sunt la guvernare și trezește nemulțumirea multora chiar multor, nu doar numai din politicieni, dar și din electorat și așa mai departe. Bun. Deci ideea asta era interesantă și la prima vedere realizabilă. Dar am pomenit chiar de la începutul emisiunii. Acum nu este gata să participi la guvernarea țării. Ei nu știu cum și aici mai trebuie și voință politică ca să dărâm cum ați spus oh. singur, un colos, cum este pedeul, da. așa, Uh, trebuie să ai și multe voință uh, politică Acum nu este gata Ei pentru discuții de stradă De nu știu ce De lacrimi De uh, vorbe frumoase De libertate, de democrație Și așa mai departe, ei sunt gata Dar pentru acțiuni grele Cu mari responsabilități Cu impact care nu întotdeauna Poate fi prognozat, ei nu sunt gata În sensul ăsta nu da. este real Domnule Ciura, poziția dumneavoastră nu sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Biniu, că În primul rând, blocul acum, adică aici e de analizat, dar este clar că blocul acum nu este pregătit pentru un asemenea pas. Bine. E, Bine. E, foarte pierdut. tentant pentru unii care vor să se debaraseze de regimul domnului Plahotniuc, dar blocul acum, pur ideolo ideologic, nu-și poate imagina cum ar putea să stea de vorbă în mod pașnic și să ajungă la unele înțelegeri, fie și situaționale cu Partidul Socialiștilor. Deci e vorba de totuși de un contact vicios, de o relație e, perversă, care e, contra naturii, pentru că vine dreapta și se unește cu stânga, cu dușmanul lor ideologic, de dragul unei victorii conjuncturale, unei victorii nu atât ideologice. De dragul a merge împotriva unui dragul, oligarh, așa cum spuneau în campanie electorală. Poftim? De dragul de a merge împotriva unui oligarh, așa spuneau cei de la acum. Ei au câștigat 26 de voturi pe mesajul ăsta. Da, dar vedeți, una este să spui Moldova fără voronin. Un asemenea mesaj este un mesaj programatic, un mesaj ideologic. Asta nu înseamnă, asta înseamnă și să scăpăm Moldova nu doar de Voronin, dar și de comuniști și acest mesaj a funcționat a prins, la un moment. Da. Când spui Moldova fără Plohotniuc, Moldova fără democrați, nu, nu, prea, nu toată lumea înțelege exact ce -ai, ce ai în vedere. Da, se schimbi un regim pe care îl consideră odios, dar aici apare o altă problemă la care blocul acum și domnul Biniuc a spus asta, nu nu, nu prea poate răspunde. dar deci ce punem în locul acestui regim? Cu ce înlocuim acest regim? Cu o alianță situațională așa nemanevrabilă lipsită de cap, Fragilă. de coadă, de coloană of. vertebrală dintre blocul acum și socialiștii care la orice adiere de vânt se pot certa și să înceapă să spargă frafurile în bucătărie și să-și dea cu tigaia în cap. Nu este funcțional, nu crede nimeni că așa ceva este posibil și din această cauză blocul acum cam este extrem de rezervat și a făcut pasul înapoi. Ce măsură socialiștii sunt tentați de o asemenea perspectivă? nici ei nu cred că sunt foarte ahotnici să îmbrățișeze un asemenea proiect politic, iar viitorul nu le este garantat pentru că această alianță este de durată. Nu prea este clar nici pentru ei cum să se materializeze, pentru că este nevoie de votat în Parlament, iar acolo trebuie să votez speakerul, pe urmă la un moment dat și guvernul și din această cauză nici socialiștii nu au fost în, foarte înfierbântați când au auzit această ofertă care a venit din spațiul societății civile și cu uh, rădăcini politice. Dar noi încă n-am deslușit foarte clar cine a lansat acest proiect politic pentru că el este și el este un proiect uh, vociferat de reprezentanții societății civile. Și poate dar fi o și o miză, dar are uh, elemente politice foarte puternice și este lansat politic. Deci el cuiva îi uh, priește. Dar cui îi priește acest pro proiect politic? Noi încă n-am răspuns la această întrebare. Da. Uh, domn Beniuc, Spuneți-mi vă rog, iată tot am analizat diferite scenarii ce ar putea uh, să fie implementate și revin iarăși la discursul domnului președinte de astăzi care nu a exclus și ceea ce numim alegeri anticipate. Să fie atât de uh, bine hotărâți, să fie atât de ferm cei de la acum pe de altă parte democrații ca să nu se poată forma un viitor guvern și să ajungem în anticipate pentru că în aceste zile auzeam un scenariu destul de interesant legat de data de 30 iunie în care se spunea că ar fi posibil să avem și alegerile repetate, alegerile Bașcanului și alegeri locale auziți pe cât e de real. Haideți să, să le luăm la, la bani mărunți. La noi, Moldova, totul e real. Numai că oamenii o să ajung la concluzie. Pentru că sunt în aer chestiunea asta. Ei veșnic luptă pentru putere. Noi suntem, lăsați, uitați într-o parte. Noi suntem, uitați într-o parte, ca un copil părinții căruia s-au angajat în discuții și beții. Ăștia luptă pentru putere. Ăștia luptă și permanent. bala locale, ba repetate și așa mai departe. Și în sensul ăsta... Reacția uh, electoratului este chiar imprevizibilă și ea poate fi una destul de dură. Bun. Poate demonstra o pasivitate? Uh, inclusiv o pasivitate agresivă, să-i spunem așa, da? Blocul acum este liber de chestiunile astea. Pentru ei, cu cât, cu, cât, cu cât, mai rău și mai încălcit și mai complicat, cu atât mai bine. Pentru că ei câștigă la activ în sensul ăsta. Dacă nu ne-ați ne făcut 56, numai 26 de, de voturi. Atunci actă și suferiți, cum spunea un alt politician, mm -hmm. Spune, că dacă nu ne-ați ales pe noi, am uia înghețăți treaba asta ea, eu cred că asta. Da. Acum, ci, care este povestea? Socialiștii, evident, știind lucrul ăsta, știind, eu știind chestiunea asta, ia, și judicând asupra faptului, socialiștii sunt foarte serios dispuși ca să salveze în fond țara. Da. Să scoată țara din impasul ăsta extrem de complicat. E foarte greu la noi în țară. De trăit și de lucrat. Bani în buget nu sunt. Tot ce s-a început, proiectele cu drumurile și nu știu ce și așa mai departe, nu s-a dus la capăt și nu știu dacă se va duce la capăt. Oamenii bă, primesc lefuri derizorii. Păi poate și din acest considerent cei de la PD au lansat ideea că ar fi fost dispuși să cedeze funcția de prim-ministru unui membru al Acumului pentru că și tocmai iereiese tocmai a... din ceea ce vorbeați dumneavoastră: vesteria țării e goală. Acumul, acumul a răspuns. Dacă noi ne vom orienta ce avem noi în moștenire, vesterii e goală sau mai bogat și așa mai departe, atunci noi iarăși uităm de. Uh, Domnule, când te sacrifici poporului, țării. Deci, nu te uiți care sunt condițiile și nu știu ce, ce mașină ai la, la poartă și mai departe. În sensul ăsta, socialiștii sunt serios tentați să, după cum mi închipă și gândesc eu, să salveze țara din situația asta. Acum, acumul nu va merge la... e clar, nu va merge. Se exclude această Se exclude componentă. această uh, variantă. Rămân doi factori care urmează undeva prin... Uh, prin uh, prin, prin, atitudine și gândire da. față de această țară să, să, se, să se întâlnească, să negocieze, să vadă cum, cine și ce, nu prin constrângeri, pentru că, cu părerea de rău, Partidul Democrat are experiența și pentru ei amară de a constrânge pe cineva, de a speria, de a cumpăra, de nu știu ce. Trebuie așa, frumos, europenești, să se întâlnească și să spune, domnule, facem sau nu facem și în ce condiții coaliție între două fracțiuni. Eu nu tare îmi doresc chestiunea asta. Nu, ca cetățean, ca, mă rog, nu tare îmi doresc chestiunea asta. De ce? mă tem să nu se repete niște, să nu, să, 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 să nu apară recidivile astea de unul pe altul. Cine pe cine îl cumpără și cine pe cine îl distruge. În sensul ăsta, eu n-aș vrea că ajungem la aceeași chestiune. Dar totodată, iată, eu ca cetățean mă gândesc, dar țara asta veșnic să va bălăci în, în alegerile astea la nesfârșit. Și eu, în sensul ăsta rațional, pledez pentru ca ei să găsească limbă comună. Domnule Ciurea, alegerile anticipate se pot dovedi a fi benefice pentru cineva? Dacă da, pentru cine? Pentru cei care vor să tulbure apele, pentru cei care vor să uh, pună uh, un gotonă de trotil sub suveranitatea Republicii Moldova pentru cei care vor Dar pentru partidele extraparlamentare cel, cel puțin două din ele Bun. regretă foarte mult că nu au trecut pragul electoral Bun, și da, erau siguri. nu haideți să lăsăm în pace partidele da, extraparlamentare extra pentru că ei au coborât de pe scenă și trebuie să se întâmple ceva extraordinar ca ei ca să revină deocamdată și ei au ieșit din joc deci contează cei care se află acum în Parlament. Ei vor decide să avem sau nu alegeri parlamentare anticipate și vor conta alegătorii pentru că chiar dacă ei nu alegătorii noi nu vom putea să ne expunem dar partidul, partidele politice aflate în Parlament vor trebui să-și sensibilizeze auzul și să simtă pulsul uh, alegătorilor și desigur vor conta partenerii străini sau uh, actorii geopolitici, cum îi numim noi. Uh, unii sunt parteneri, alții mai puțin parteneri. Iată, aceste, aceste trei elemente vor decide să avem sau nu alegeri Anticipate. Și dar întrebat riscă, dacă... Da, dar riscăm să avem și manifestări de stradă, pentru că, haideți să ne aducem aminte pe ce fond a fost numit guvernul Filip. Eu nu știu, în mod normal există și acest element presiunea străzii. Dar deocamdată vedem că această presiune nu este foarte puternică, cel puțin atunci când ea este pusă în funcțiune de către cei de dreapta. Astăzi am avut un meeting de protest, da. l-am urmărit, nu este foarte impresionant. Ca amploare. De, deci, aceste trei elemente, electoratul, partidele parlamentare și partenerii externi, vor decide uh, asupra uh, necesității de a organiza legea anticipată. Dar eu cred că nimeni nu va avea de câștigat. Alegătorii, cu siguranță, nu vor fi uh, foarte ispitiți să susțină un asemenea proiect, pentru că alegătorii mai puțin se uită la culoarea politică a partidului, dar când e vorba de cheltuieli, de caos, de incertitudine. Bun, e o politică, dar ei simt foarte bine că această incertitudine se poate transla și asupra vieților personale și cunosc exemplul Ucrainei. Ei mai, mai, bine vor spune probabil pas. pas nu, nu, nu sens de, de partid, sus, da. da de susținere <laughs> pentru partidul doamnei Maia Sandu. Partenerii externi nu par a fi foarte deciși să susțină proiecte legate de alegeri anticipate. Au avut loc alegeri, ele au fost închise, bine, mersi, iar observatorii au spus că totul e relativ ok, chiar poate. Chiar dacă președintele poate nu e Da, dar s-a încheiat spuneam, subiectul mersi. alegerilor. Observatorii au plecat, au dat o notă relativ pozitivă, bun, în termeni universitari, o notă 5, 6, 7, dar da, e trecătoare. Trecătoare, de da. Da, da, deci e ok. Și acum rămân partidele parlamentare, dar nu cred că și ele sunt. Cine are bani astăzi? Bun, are Partidul Democrat, admitem că, că au, că au suficienți bani. bani. Admitem, admitem, că, admitem că au dacă, da. Dar cred că ei sunt doar, foarte dornici. Dacă Partidul Socialistilor au bani. S-ar putea să se arunce din da. nou, da? Domn la finele acestei emisiuni vreau să vă întreb același lucru. Riscăm să avem proteste de masă? Făceam referire la fapt cum a fost investit guvernul Filip și cu asta încheiem emisiunea. Da. De astăzi. Nu este prea mare riscul când oamenii ies în stradă, pentru că noi am avut atâtea proteste și s-au terminat cu nimic, și asta vă spun cu părere de rău, pentru că nu întotdeauna puterea. Nu degeaba cei care sunt la putere au luat puterea. Au luat-o ca să o țină și în sensul acesta nu prea pleacă ei la strigătul și durerea oamenilor care se strângă, strângă aici pe piață. Da. Sunt foarte mulți speculanți la, la, tema asta, ia? ca să-și scoate și foloasele și dividendele din toate protestele astea. Aici lucrurile sunt complicate, dar Domnule să sperăm. Beniuc, domnule Ciurea, eu vă mulțumesc pentru prezența în cadrul emisiunii de astăzi, Reflector Analitic, vă mai aștept și cu alte ocazii. Stimație telespectatori, eu vă mulțumesc din suflet pentru faptul că sunteți alături de noi. O seară bună!